Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a prelungit cu încă 3 ani statutul de destinație ecoturistică pentru Țara Hațegului. Turiștii care ajung aici au la dispoziție peste 40 de trasee de drumeție sau de biciclete. Destinația ecoturistică acoperă 10 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, pe teritoriul cărora se regăsesc și 3 dintre cele mai importante zone turistice din România. Geoparcul dinozaurilor Țara Hațegului, Parcul Național Retezat, dar și o parte a parcului natural Grădiștea Muncelului Cioclovina. În Țara Hațegului pot fi descoperiți dinozauri, pitici, vulcani și urme ale unei mări dispărute sau, totodată, pot fi admirate peisaje montane unice, lacuri și plante carnivore rămase din era glaciară, vestigii antice și medievale, precum și primele lăcașuri creștine. Atestatul de destinație ecoturistică are o importanță deosebită pentru economia zonei. Și cât de important este asta pentru zonă? Extrem de important pentru zonă, vital chiar, pentru că a plecat pe un drum întreaga zona Țării Hațegului, care este un drum foarte sănătos și bun și ne bucurăm să putem contribui la dezvoltarea zonei și prin această formă de ecoturism. Un trend internațional care astăzi se simte foarte bine și cu potențial turistic fantastic în viitorul apropiat, care va ajuta zona să se dezvolte mai mult. Conceptul de destinație ecoturistică a fost dezvoltat începând cu anul 2012 de Autoritatea Publică Centrală pentru Turism, în parteneriat cu alte instituții și organizații reprezentative la nivel național. La momentul respectiv, România a fost prima țară din Europa care a lansat un astfel de sistem de recunoaștere a destinațiilor ecoturistice.